9 minute. Bună dimineața! Francezii sunt recunoscuți peste tot în lume pentru brânzeturile rafinate și pentru bucuria de a trăi, joie de vivre. Rămâi aproape și îți arătăm cum poți pregăti și tu un platou delicieux cu specialități de brânză Île-de-France. Niște brânze astăzi. Culinaria. Oui, oui, culinaria. În această dimineață suntem puși într-o situație dificilă pentru că vrem să vă prezentăm un platou magnific de brânzeturi fine venite din Franța. Sunt brânzeturi Île-de-France aduse în România de Laco, prin intermediul de Laco. Și brânzeturile astea fine care încheie o masă copioasă și savuroasă sunt... o apoteoză a artei culinare franțuzești. În Franța, după ce prietenii se întâlnesc, mănâncă bine, se distrează, bea un vinuț adevărat, la sfârșit încheie masa cu brânzeturi. Și cred că ar merita să încercați, prieteni, măcar o dată, că după aceea o să se tot repete, ca după o masă de sărbători, cu familia, cu rudele, să faceți un platou de brânzeturi. De brânzeturi fine. Sunt câteva reguli pe care trebuie să le respectați. Trebuie să folosiți trei tipuri de brânzeturi. Brânzeturi cremoase, de tip camembert sau chavru. Brânzeturi cremoase, toate au mucegai nobil. Chavru e de capră, nu? Cred că da. Brânză acolo... albastră, roquefort și brie au bleu, mucegai nobil. Bune amândouă. Da. Bune, și tare. O brânză proaspătă, aperifre. Lângă brânzeturile astea nu vă trebuie foarte mult, vă trebuie bucățele, deci nu se mănâncă cu kilogram. Și lângă asta... Moment. De ce te bagi? Să oamenii să... De ce bucățele? Adică bucățele. Mă enervez dacă sunt bucățele. Uite, ăsta e un platou corect. Un platou așa. Pentru trei persoane. E platou de trei persoane, trebuie să aibă așa la jumătate de metru pătrat. Cred că diferența o fac dimensiunile bucățelelor, nu? La asta te referi. Asta, mă, da. Ideea e să fie, că mai bine să fie decât să nu fie. E un principiu vechi românesc. Dacă eu vreau să mănânc numai... Da, asta e franțuzesc. Și tu pui doar trei bucățele, eu ce fac? Da. Le batem pe ele? Lângă, deci, cele trei tipuri de brânzeturi, cremoasă, cu mucegai nobil, brânză albastră și proaspătă, trei alte... ce să spun, crocănțele, lucruri care să acompanieze brânzurile astea. Grisine, da, grisine, biscuiței, deci sărați. Ceva crocant, ceva dulce și ceva sărat. Deci, ceva crocant, grisine, migdale, biscuiței, dacă aveți lucruri de-astea. Fistic, nuci. Crănțănești un pic. Ceva dulce, struguri, poate pară, poate miere, poate o dulceață specială. Am luat, nu de mult, am luat... Mă scuzați. Am luat Fiat Abierdu, gata. O dulceață de smochine cu anason, special pentru brânzeturi. Mamă, și eu am o... Știi cum e? O dulceață de smochine cu nuci. Da. Este ceva... Dumnezeu. Cu anason sună foarte bine. Așa. Și poate niște măsline verzi. Și astea vin la sfârșit cu un vin asortat, un roze. Nu e în imagine că... Vinul nu avem foie. Astea sunt. Le găsiți pe toate în supermarketuri, brânzeturile de la Île-de-France, aduse de Delaco și merită să le încercați, măcar o dată pentru început. Că după dacă îmi permiteți... Uite-l, frate! O recomandare personală, ăsta, Normantal. Normantal, foarte bun. E bombă. Uh-huh. E și mai pe felul nostru așa, că e mai spre... Da. Cașcavalul pe care îl știm noi. Da. Ca astea cu mucegaiuri, cu nu știu ce. Oamenii sunt reticenți la ele, dar eu vă recomand să le încercați. Nu fiți reticenți. Odată la ce le veți descoperi, ori să vă placă. E multă lume. Aoleu, brânză mucegăită. Este mucegai noblă. Noblă mucegai. Platou magnific. Și măcheria e să încerci odată, să ai curaj. Și eu am zis la fel. Da. Știi? Și am zis, băi, miroase într-un fel, nu e... Până am încercat. E un și gust s-a terminat în momentul ăla. E un gust dobândit, se învață. Da. Camembert. Mie ăla îmi place mult de tot. Mie roquefort. Și brie au bleu. Ce mai vrei? Nu mai vreau să mâncăm. Să încheiem și vă mulțumim foarte mult. Ne bucăm de mâncat? Eu așa aș vrea. Puțin, gustăm. Bine. Pentru sărbători, pregătești ce e mai bun. La Culinaria te-ai delectat cu un platou de brânzeturi rafinate Île-de-France, aranjat de Vlad, George și Luca.